Nu știm încă ce arată cercetările. Acestea au demarat în data ce s-a petrecut evenimentul. Știm însă că polițiștii erau la respectiva adresă cu citații pentru persoane, mai multe persoane. În curtea respectivă, aflându-se mai multe persoane certate cu legea, care urmau să primească aceste citații. Una dintre citații ar fi ajuns și la fratele micuțului care a fost accidentat mortal de polițist. În momentul înmânării, cel mic probabil s-a strecurat afară, fără să fie observat de părinți și de fratele lui, și în momentul în care polițiștii au plecat, s-au urcat în mașină, așa cum este normal, cum este firesc, au demarat și la foarte scurt timp au oprit mașina după ce au auzit un zgomot înfundat, o bușitură. Șoferul, polițistul care conducea autoturismul, a coborât, a văzut că se află un copil sub roțile mașinii, a chemat ambulanța, însă, din păcate, medicii de pe ambulanță nu au putut să-l resusciteze pe copilaș. S-a deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă. Șoferul autospecialei de poliție a fost testat alcool scopic, rezultatul fiind zero. Vă reamintesc că la numărul unic de urgență 119 puteți suna pentru a sesiza orice caz de abuz sau neglijență asupra copiilor.